Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Noi știm că Dumnezeu ne ascultă pe cei păcătoși. Dar cei ce sunt temători de Dumnezeu și pe acei pe care îl ascultă pe Dumnezeu, și Dumnezeu ascultă de ei. Din Sfânta Evanghelie de astăzi, Ioan capitolul 9, versetul 31. Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernice Părinte Mihail, Ioan, dragi credincioși, Hristos a înviat. Se spune despre un domnitor că vizitându-și pe cei care erau închiși, vizitându-i pe cei de la închisoare, a încercat să-i întrebe pe fiecare în parte ce vină are. Excepție unul, toți au spus că sunt nevinovați. Unul a început să plângă și să spună că pentru vina lui nu suferă destul, că a făcut mari răutăți și închisoarea pentru el este ca un rai. Și în aceste lacrimi de întristare pentru cele pe care le-a făcut, domnitorul i-a chemat pe acei pasnici ai închisorii și le-a spus: acest vinovat, cum îl țineți voi pe el cu cei nevinovați? Trebuie să-l scoatem de aici. Toți sunt nevinovați, numai el este vinovat și de aceea, la porunca domnitorului, a fost scos de acolo. Și noi, când am stat în perioada de carantină, unii dintre noi ne-am considerat vinovați pentru cele pe care ni s-au întâmplat cu îngăduința lui Dumnezeu, ca încercare, ca introspecție, ca să ne dăm seama că prea multe rele am făcut în această viață și chiar legea a trebuit să vină ca să ne oprească din libertatea de a fi răi. Dar pentru cei care au lăcrimat și s-au rugat în această perioadă, iată că a venit din nou libertatea, așa cum acel închis a recunoscut că este vinovat și acel domnitor i-a dat liber, așa și bunul Dumnezeu ne-a dat această libertate de a ne manifesta, de a face binele și de a vedea pe Dumnezeu. Evanghelia de astăzi este deosebită pentru faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a făcut de data aceasta a doua oară o minune cu un or. În Vechiul Testament s-au întâlnit multe minuni, chiar și înviere din morți. Ne gândim la Ilie, cum l-a înviat pe acel tânăr copil al văduvei din Sarepta Sidonului. Ne gândim la Moise cu cele 7 minuni, însă în tot Vechiul Testament nu am găsit ca un proroc, un sfânt al Vechiului Testament să dea ochi orbului. Dacă în Evanghelia după Matei, capitolul 9, se spune că acei doi orbi l-au întâmpinat pe Iisus și i-au cerut vindecare, Iisus i-a întrebat: ce să vă fac, Doamne, să vedem? Iată că de data aceasta Iisus este într-o întâmpinare orbului în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, provocat fiind de o întrebare extraordinară și foarte interesantă a apostolilor. Când l-au văzut pe orb, apostolii în fața lui Iisus, i-au zis lui: cine a păcătuit, el sau părinții lui? De s-a născut orb. Întrebarea este foarte interesantă și poate să ne ducă la un principiu fals, mai ales că s-a spus că el ar putea să fi păcătuit înainte de a se naște. Adică cum a păcătuit de el de s-a născut orb? Un principiu fals este acel al reîncarnării. Iată că unii care deviază de la adevărata credință
aduc acest principiu că ei au fost încarnați, reîncarnați și că de-aia cunosc foarte multe lucruri, li se par cunoscute persoanele sau situațiile în care pe care le trăiesc. Răspunsul este: nu există reîncarnare. Tocmai pentru faptul că avem un singur suflet, un singur trup cu care vom răspunde înaintea lui Dumnezeu și nu putem să delimităm lucrarea aceasta a responsabilității față de faptele noastre, că ne vom reîncarna într-un purice, într-un măgar sau într-un alt trup care nu a avut niciodată suflet rațional și că acela va suferi pentru noi. În ultimul rând, cu care dintre trupuri se va duce la înviere? Dacă credem în înviere, nu avem această credință falsă al reîncarnării. De multe ori și dumneavoastră ați fost supuși unor întrebări limită, în care unul sau altul care vă iubea sau nu vă iubea încerca să vă pună într-o înfundătură. Întrebarea de astăzi era o asemenea situație în care Iisus, dacă spunea că a păcătuit El, cum a păcătuit El, că de fapt când să păcătuiască înainte de a se naște? Sau dacă a păcătuit părinții, de ce duce El povara păcatului părinților? De aceea, în asemenea împrejurări și noi, ca Mântuitorul, să fim siguri pe situație că mai există și un tertium datum. Mai există și un al treilea răspuns. Așa cum Mântuitorul totdeauna a găsit un al treilea răspuns când a fost încercat de farisei, saduchei, cărturari, mai mari poporului cu banul cezarului, femeia păcătoasă, și iată de data aceasta este încercat de apostoli. Iisus le-a spus atunci: nici una, nici alta, ci ca să se arate mărirea, puterea și slava lui Dumnezeu. Că atâta vreme cât sunt eu în lume, eu sunt lumina lumii. Ce frumos principiu pe care trebuie să ne-l însușim din ziua de astăzi. Ne gândim la acel orb, situația lui care era înainte. Să nu vezi frumusețea răsăritului de soare apusului, mai ales acum, când natura înconjurătoare este atât de frumoasă. Ești obstrucționat la aceste frumuseți prin faptul că ești orb sau că te-ai născut orb. Dar întotdeauna există o scăpare, și anume să apelăm la cel ce s-a numit pe sine lumina lumii. Și nu numai că s-a numit, dar a și arătat că este lumina lumii. Dacă în Evanghelia după Ioan, în capitolul 2 și apoi în capitolul 3, îi spune lui Nicodim că El este Cel prin care ne naștem din nou, în capitolul 2 înmulțește apa și o preface în vin, iată că mai târziu El se arată în capitolul 15 că este vița cea adevărată. Întotdeauna era concordanță între cuvânt și faptă, între minune și cuvânt. De data aceasta, cu acest prilej al vindecării orbului din naștere, El se face pe sine lumina lumii. Ce a făcut? Putea să-L vindece doar cu cuvântul, așa cum a vindecat pe repros, așa cum l-a vindecat pe slăvănoc, pe cei de la doi ori după Evanghelia, după Matei, capitolul 9, dar ca să arate că trebuie să participe și El, care este capul bisericii, dar și, desigur, cel bolnav, cu ceva, atunci a făcut un exercițiu, și anume a făcut tină, cu scuipat i-a uns ochii și l-a trimis la o scăldătoare, nu departe, a Siloamului, care se cheamă trimis în limba aramaică. Și bineînțeles că acesta, după ce s-a spălat acolo, orbul a devenit văzător. Cineva spunea, făcând exegeză,
că până la urmă și scuipatul lui Iisus este bun, pentru că prin lucrul acela a spălat vederea și orbul a devenit văzător. Altcineva spunea că Mântuitorul Iisus Hristos a avut o bucurie extraordinară ca și în vindecarea celor 10 leproși, tocmai pentru faptul că orbul vindecat s-a întors înapoi la Iisus ca să-i mulțumească. Nici n-a intrat bine aproape de Iisus, că toți l-au luat la întrebări. Cum tu care ai fost orb, ce ai făcut, cum s-a întâmplat? Prima dată vecinii și cunoștințele care i-au întrebat și pe părinți și s-a dat același răspuns, ceea ce s-a întâmplat. Apoi, datorită faptului că era zi de sâmbătă, a fost întrebat și luat la rost de această situație. Și Mântuitorul a arătat că este și Domn al sâmbetei. Că dacă este sărbătoare sau dacă e duminică, nu ți se interzice ca să faci binele. De aceea mai învățăm ceva, și anume că toate puterile spirituale, inteligența, luminile sufletului, chiar dacă e sâmbătă, chiar dacă e duminică sau zi de sărbătoare, trebuie să le îndreptăm spre fapte bune, ca prin inteligență să ajungem la înțelepciune, să ajungem de bună seamă la simplitate și apoi la sfințenie. Întoarcerea acestuia la Iisus, la întâlnirea acestuia cu Iisus, l-a întrebat Domnul: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Cine este acela Fiul lui Dumnezeu? Eu sunt Cel care vorbește cu tine. Și atunci Mântuitorul, auzind aceste cuvinte atât de frumoase, cine este Fiul lui Dumnezeu, i s-a descoperit precum femeii samaritence din duminica trecută. Eu sunt Cel ce vorbește cu tine. Și am văzut că și atunci credința în Iisus la femeia samariteancă nu a fost o manifestare statică. Și ea s-a dus imediat și a anunțat pe cei din Samaria. Tot așa, credința se demonstrează de data aceasta că este dinamică. Și el a zis: cred, Doamne, și s-a închinat lui. Dragi credincioși, văd că Dumnezeu ne binecuvintează cu ceea ce am așteptat de mult timp. Copii de ploaie, dar nu ne sperie, cum spune și Sfântul Apostol Pavel: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Zic acum, nici apa, nici putere cerești, nici putere demonice, nici oameni, nici moartea nu ne desparte de dragostea lui Dumnezeu. Am simțit aceasta perioada care a trecut și în sensul acesta trebuie să avem dragoste, pentru că unde nu iertare, nu există dragoste. Iată că acel orb vindecat s-a făcut și teolog. Le-a răspuns celor care l-au ispitit: vreți și voi să fiți prieteni cu Iisus? De ce m-a ispitit pe mine cu atâtea cuvinte? Păi noi știm pe Moise, știți dumneavoastră răspunsul acestora. Cred că Iisus al tău este un păcătos. Și bineînțeles că omul foarte interesant, de unde și cum, inspirația Dumnezeu, știa răspunsuri, citise Vechiul Testament, dar auzise mai mult pentru că era orb, le-a dat un răspuns acestora: noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe cei păcătoși, dar cel ce este cinstitor de Dumnezeu și ascultă de El, și Dumnezeu ascultă de cel ce este cinstitor și care ascultă de Dumnezeu. Acest verset să fie ca o apotecmă pentru noi, pentru toți, pentru că Sfântul Vasile cel Mare spune clar: pe măsură ce asculți de Dumnezeu, și Dumnezeu ascultă de tine. Și atunci
ni se răspunde și la întrebarea de ce multe dintre rugăciunile care le-am făcut sau le facem nu sunt împlinite. Căci numai pe măsură ce noi ascultăm de Dumnezeu și împlinim voia Lui, și El ascultă de noi și împlinește voia noastră. Acele cuvinte, Doamne, să văd ale primilor ori din Matei 9, pot să fie un laimotiv al vieții noastre. Doamne, să Te văd! Doamne, să ies din amorțeala și din orbirea păcatelor care mă înconjoară. Așa cum spuneam și altă dată, din necunoaștere, din frică să ies, să înviez din acestea, din panică, din disperare, din celelalte păcate, că numai Tu ești acel care mă poți ajuta. Gândiți-vă, dacă Dumnezeu nu ne-ar ajuta, de câte ori pe zi am putea muri? Cineva a zis de 1 milion. Dar să fim conștienți de mila și ajutorul lui Dumnezeu și că El vine fără să-i cere mila de multe ori, alte ori vine cerându-i mila, cum s-a întâmplat cu cei doi ori și de asemenea cum s-a întâmplat și cu orbul de astăzi. Rămânem la aceste cuvinte atât de frumoase pe care ni le spune Iisus: Eu sunt lumina lumii. Cel ce vine la mine nu va umbla într-un întuneric, din Evanghelia după Ioan, capitolul 8. Și de asemenea, rămânem la cuvintele acestea, că pe măsură ce îl vom cinsti pe Dumnezeu și vom asculta de El, și El va asculta de noi, pe măsură ce vom scoate și o lacrimă de căință pentru cele pe care le-am făcut, și El ne va scoate așa cum acel domnitor l-a scos din închisoare pe cel ce s-a căit. Amin.